atunci dăm drumul, nu? Ședințe ordinare de astăzi, dăm drumul, nu? Nu ar trebui la prezenta ordinea de zi. Ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, Comuna Bacar de Spaco pentru 2018, anul 2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a investiției rezultate după organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și servicii pentru proiectul modernizare drumuri locale în satele Bacar, Frumoasa Luda și Schietul Frumoasa. Județul Bacău, precum și a deviziilor generale actualizate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 ianuarie 2019. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare, rețea de iluminat public în Comuna Bacău, județul Bacău, asigurarea cu finanțării APR-5 și diverse. Da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Am avut cuvântul la notate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct din ordinea de zi. Proiectul privind aprobarea rectificării bugetului local în Comuna Bacar, județul Bacău pentru 2018. Da, domnul Barna, de acest punct. Da, eu am chiar acum stăteam de cu doamna contabilă, în al treilea punct n-am apucat să-l mai discutăm, dar v-am întrebat și a zis că mai sunt bani la fel. Eu am venit la birou, da. Deci mă găseați și mai devreme. Eu am venit târziu. Deci, ideea e că, din ce am înțeles eu, sunt bani la fondul de rezervă. Dacă îmi dați un pic voie înainte de discuție, da, să vă explic o treabă. Da. Față de proiectul de hotărâre care a fost dumneavoastră transmis la momentul când a primit invitația la ședință, au intervenit niște modificări. În sensul că ieri am primit două adrese, dintre care una de la Consiliul Județean, prin care ne comunică repartizarea unei sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului, în sumă de 112.000 lei. Și o altă adresă pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării în legătură cu solicitarea pe care am făcut-o pentru finanțarea programului PNDL2. Inițial pe 12 am primit adresă de la ei că s-a epuizat bugetul Ministerului și că, deși sunt solicitări, nu le vor putea onora anul acesta. Ieri s-a revenit cu o altă adresă și ne spune că vor fi onorate solicitări de transferuri pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul național PNDL2, etapa a doua. Deci, noi avem o situație de 320.000, aproximativ, este 19 și ceva, este solicitarea pe care am făcut-o la minister și se pare că îi vom primi. Dacă îi vom primi, automat trebuie să rectificăm bugetul la partea de venituri cu suma primită și la partea de cheltuieli să prevedem credite, să putem și plăti factura furnizorului. Deci, de asta zic că s-au făcut niște modificări față de proiect. Iar rectificarea totală a bugetului este cu suma totală de 459.000, din care 112.000 la partea de venituri sunt cote defalcate din impozitul pe venit primite de la Consiliul Județean. 27.000 reprezintă subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, sumă pe care deja pe 14 am primit-o în cont de la Bacău. Și 320.000 finanțarea PNDL de la Minister. La partea de cheltuieli a rămas aceeași propunere de 40.000 suplimentare la capitolul Cămine Culturale, titlul cheltuieli de capital, la iluminatul public 10.000, tot cheltuieli de capital, 27.000 ajutor social, ajutor de încălzire, iar cu suma de 320.000 la drumuri pentru plata PNDL și cu 62.000 se suplimentează fondul de rezervă la dispoziția autorității locale, pentru că nu mai sunt necesari a fi cheltuiți anul acesta. Da, acum puteți continua. Da. A spus doamna contabilă, ultimul lucru care l-a spus, 62.000 de lei sunt la dispoziția Consiliului Local al primarului. Și vor rămâne necheltuiți anul acesta, plus păi, mai eu aș propune un amendament, întrucât zilele trecute două familii au rămas fără casă în comună.
probabil că știți, majoritatea le-au ars casele, a fost o casă cuplată din lemn, a luat foc și a rămas două familii, trei copii sub 8 ani, ambii copii au, nu știu, 5-6 ani, au rămas în stradă. Deci a ars până la temelie, din ce știu eu, fiind casa din lemn. Eu aș propune să-i ajutăm cumva din fondul ăsta de rezervă, să le dăm o sumă, nu știu, de bani, să convenim cu o sumă, să-i ajutăm, pentru că asta ar fi omenește să facem. Dacă sunt bani, 600 de milioane pentru cadouri, cred că am putea să le dăm și lor, nu știu, 300-400 de milioane, împărțit în două, la fiecare familie, un ajutor omenesc. Nu cred că își dorește nimeni să treacă prin așa ceva, mai ales cu copii mici. Au rămas în stradă, pur și simplu. Și acum nu vreau să atac, dar dacă mașina aia de pompieri pe care vorbea Tibi acum vreo 8 ani era adusă, nu s-a ajungea chiar până acolo. Nu vreau să intru în altă polemică, ar trebui urgentat un pic venire ei, că dacă era mașina, asta trebuie să vină, asta e problema. Eu din ce am înțeles, au venit într-o oră și ceva pompieri. Când s-a sunat. Au rămas fără apă, au rămas fără... Vă pot spune că deja au participat la încă 3 evenimente, Comunești, Ardeoan și Zemeș. Asta le aveau la dispoziție. Da, știu, nu știu, asta e propunerea mea, eu vă rog din suflet, mi se pare omenește, mai ales acum vine Crăciunul, deci numai prin așa ceva... Ca și urgență. Da, și urgență, știți, la, când a fost chemat la... Nu știu, cu amendament, cum știți acolo, propun... După legea, fi trebuit să fii asigurați. Casa a fost din lemn. Și nu i-o asigura nimeni decât la o valoare derizorie și cu o sumă foarte mare de plată. Încercăm să găsim o soluție legală. Legală. Păi, noi am fost chemați la curte, la audiere. Chiar s-au luat discuții. Numai care au ajutor social, le dăm... Mi-am dat niște ajutoare de urgență mici, de 300-400 cazuri mai pentru medicamente, pentru cazuri de spitalizare. Și am fost luați la întrebări și pentru asta, pentru că nu ne permite legea să dăm ajutoare de urgență decât persoanelor beneficiare de ajutor social. Mă interesează să mă... Dar, nu știu, poate că ar trebui să căutăm. Deci, zice, despăgubirea în caz de incendiu se face de către firmele de asigurare. Da. Am mai avut. Să termin urmă. Păi și asta înseamnă că nu se poate găsi nicio metodă să-i ajutăm? Bun, nu se poate bani materiale sau nu știu, altceva, alte forme. Da, să lăsăm fondul de rezervă acolo și până să găsești forma legală. Exact. Deci lăsăm, nu zic părerea mea, deci lăsăm fondul de rezervă acolo și dacă să găsești o formă legală, fondul de rezervă îl alocăm pentru cele două familii. Adevărul, sunt nimeni să nu treacă prin situația asta. Și știți despre cine vorbe? Da, da, nu știu. Nu sunt potrivit, doamne Fede. Oricine ar fi în situația. Fondul de rezervă se poate folosi și anul următor? Se poate. Acolo sunt niște credite neutilizate, rămân ca și banii. Toți banii necheltuiți se duc în excedent. Ai bine, și putem folosi în cazul ăsta. Iar anul următor, din excedent, să lăsăm fondul de rezervă, nu? Vedem unde va fi... Puteți să vă interesați dumneavoastră. Poate găsiți un altul cu o altă soluție. Doamna de la Curtea de Conturi, asta mi-a zis. Mai ales că există legea asta, asigurări obligatorii. Dăm cuvântul lui domnul Gânga. Da, știu că totdeauna intervine legea. Eu aș vrea să spun în felul următor. Se poate discuta, dumneavoastră sunteți primar, găsiți soluții, când de asta sunteți aleși. În momentul când mergeți în fața oamenilor pentru a câștiga votul, îi promiteți, domnule, vă ajutăm. Iar dumneavoastră acum trebuie să faceți tot posibilul să ajutați. Care prezenta legea, dar fiecare lege are portiță. Să vă dau un exemplu, da? Noi, Consiliul Local, alocăm bani pentru biserici, da? Cum s-au alocat, să zicem, anul ăsta, 900 de milioane, 10 milioane, 90 de mii de lei. Noi putem aloca pentru biserici un fond mult mai mare. Și cum? Ajungem la o înțelegere, ca să fie totul legal. De exemplu, biserica strânge o donație, cum merge cu Crăciunul, cu
cu colinda. O strâns, cum e biserica de la, să zicem, biserica de la Schid. O strâns în 60 de milioane, da? Ar putea să vină, domn primar, am strâns asta, uitați, eu îi lăs aici. Și iar noi, când ținem cont, ăla care a dat 60 de milioane, le suplimentăm un plus. Ai dat ca să ajutăm oamenii năcăjâți din sat, care au fost în pericol, ați venit cu o sumă de 100 de milioane, uitați, noi ținem cont și în loc de 300 de milioane, dăm 400. Și totul legal. Da. Ca să, deci se poate face ceva. Cui suplimentăm de la 300 la pentru biserici. Deci am de la biserică să-i dăm... Nu, dacă cineva vrea să ajute. Să de la casa deci, la biserică. În momentul când arde o casă, da? Și primarul trebuie să implice, chiar și preoțul să poată implica în treaba asta. Și cine contribuie? La înțelegere cu domnul primar, dacă cineva dă o sumă. Dar lăsați, domnule, curtea de conturi, că așa nu mai ajută să vă gândească. Nu semnează pietrică gânga, nu că semnează. Se poate, domnule. Dacă se poate, dăm soluția așa cum a dat. Uitați toți consilierii. Hai să vă dau. Dăm soluția, nu că așa. S-ar putea că nu vrei, domnul Luca, că nu vrei. Cam așa vrei să arăți tu acum. Dacă am vorbit, domnul Barna, au zis de frumos și am zis că sunt de acord să găsim o soluție legală, da? Că eu semnez ordine de plată. Știu, nu, înțeleg. Pe așa nu, ca să ne dăm în fața camerei, că eu vreau să dau bani la biserică, eu vreau să dau bani acolo, dar să fie forma legală. Păi când uitați, dau din la mine? Uitați cum a fost acum suplimentat, de exemplu, suma de 600 de milioane, da? Da. Pentru ajutoarele astea de Crăciun. Nu-i nimeni potrivit să se dea chiar și mai mult. Poate rămâne de acolo, se zice, poate rămâne un 50 acolo, un 500 de bani sunt, nu trebuie să rămână deci bani sunt, dar forma legală să-i dăm deci omul. Trebuie să facem să o găsim. Deci trebuie să ajutăm. Noi trebuie, suntem aceia care trebuie să dăm. Asta face. Fonduri da. pentru biserici, pentru cultură, vin date și obiceiuri. Mai aveți ceva, domnul? Nu, asta. Mai este cineva care dorește să spună ceva? Atunci, supunem la vot raportul care e făcut de domnul primar. Cine este pentru? Și ce o spus domnul Barna? A, da, da, da. Da, să găsim. Da, rămân. Da, găsim. Găsim forța. Da, da. Să găsim. Din parte, să nu fim de acord. Dar eu nu cred că este un om lumea asta care să nu dea ajutor dacă se întâmplă o catastrofă de asta. Nu mai dăm. A pus să fie și obiectiv. Dar sigur vrea toată lumea, care Dumnezeu vrea să dea niște bani? Hai trecem la punctul numărul 2. Se poate întâmpla ori la cine. Da, ferească Dumnezeu, dar nu vine nimic. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale investiției rezultate după organizarea procedurilor de achiziție publică de lucrări și servicii pentru proiectul modernizare drumuri locale în satele Balcan, Frumoasa, Udaș, Schitul, precum și a deviziilor generale actualizate. Dacă sunt discuții la acest punct. Vă rog să vă spun o sursă de finanțare pentru încă un proiect. Mai două proiecte. În altul public și discuții, dacă sunt. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea este pe. S-a obținut ceva împotrivă? Nu. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, începând cu 1 ianuarie 2019. Doamna Părtat, bine, vă rog. Ei, cum știți, prin hotărârea 937 s-a modificat salariul minim de economie, cel în, care, în funcție de care sunt salarizați funcționarii din administrația publică locală. Și ca atare s-a impus adoptarea unei hotărâri de Consiliu prin care să se stabilească salariile începând cu 1 ianuarie 2019 în funcție de noul salariu minim de economie de 2080 față de 1900 care a fost până în decembrie 2018. Coeficienții sunt aceiași, nu s-a făcut nicio modificare, doar salariile de bază se vor modifica, întrucât coeficientul se va mulți cu o altă valoare decât cea care a fost în 2018. Și va crește. Și va crește. Dacă sunt de la 1900 până la 2000, deci cu 20 de lei pe coeficient. Dacă nu sunt discuții, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține, două abține, trei abține. Și domnul Gânda. Împotrivă?
Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta următorul proiect de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții în modernizare rețea de mâna public în Comuna Bacău de Bacău, precum și asigurarea pe finanțării acestui. Discuții la acest punct. Pot să completez eu. Când s-au dat materiale, eu am avut evaluare. Deci aveți spațiu, nu-i trecut. Avem 580 de corpuri de iluminat, cu valoarea totală 589.768, din care ce plusim 475.978. Trebuie de aprobat și valoare, nu? Da, da. Cine este pentru? Dacă nu sunt, nu sunt discuții. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vă dăm cuvântul domnul primar, interpretarea următorului punct. Da, nu am zis. Divies. Divies, de dat, mă fac. Da. Cine să-mi scrie la cărți? Domnul Ciprian Bar, domnul consilier, cum să-l fac? Eu vreau să-l promul, am dat Am observat altă chestie. Cum Dumnezeu sparte toate protecțiile la becuri pe stradă? Din cauza vechimii. De la soare. Acum, ăsta e proiectul, le schimbă toate. Am văzut că le schimbă, dar cum s-au spart? Fiind și de sub? De la soare. De la soare. Plastic din 2004. Deci din 2004 am desea programul ăsta care l-am prezentat. De la soare. Faci în speleduri? Cum? În speleduri, da. La fiecare stâlp sau tot? La fiecare. Da, absolut la fiecare. O să fiu și eu lumină? Când aia mă scoateți din întuneric, după 20 de ani. Deci nu aveți veric, apară nu. Da. Și vântână peste lucru. Dăm cuvântul la următorul, ce sunt? Domnul Gânga, poftim. Eu aș avea de spus că sunt un comutator mai de putere la până când se face instalația electrică. Deci e vorba de lodaș, dacă nu rezistă comutatorul respectiv, sunt un amperaj mai mare și nu mai decuplează. Se ia foc pistă. Lasă, trebuie făcut ceva, oamenii trebuie... A fost. Dacă ați rezolvat, nu nicio problemă. În două săptămâni, băiatul ăsta ai făcut și poza, amintesea cum stătea la minus 6 grade pistă. Stătea pe stâlp la minus 6 grade și a căutat să vadă să remedieze problema. Ziua mergea, noaptea se închidea. Dar mai mult, acum o găsit la o stea din aia. Și am înțeles că aseară cum a funcționat. A funcționat. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu, declar închisă ședința. Un an bun. Sărbători fericite și gădea Dumnezeu. Dar ne mai întâlnim o dată.